și în coaliție pe marginea acestui subiect. Membrii coaliției nu se înțeleg, PSD vrea TVA 0 și nu doar la energie, PNL propune reducerea lui la 5%, în timp ce Florin Cîțu atrage atenția că bugetul nu își poate permite să acopere creșterea facturilor pe termen lung și se opune măsurilor care golesc viseria statului. Între atacuri politice, oamenii sunt asigurați că nu vor fi debranșați dacă nu își plătesc facturile la timp și nici nu vor fi penalizați. Noi măsuri de sprijin pentru plata facturilor la energie urmează să fie adoptate de către executiv. Acestea vor fi completate și de alte prevederi care să nu permită furnizorilor să facă debranșări sau să perceapă penalități în cazul neplății facturilor abuzive. Săptămâna viitoare dorim să ieșim cu ordonanță de urgență să aprobăm aceste măsuri. Se referă la ce vom face după data de 1 aprilie, de prelungirea schemei de ajutor pentru consumatorii casnici, pentru IMM-uri. Vom introduce, așa cum v-am zis, obligativitatea refacerii facturilor și neperceperea de penalități și, evident, vom introduce imposibilitatea debranșării și pentru ceilalți consumatori, numai pentru cei vulnerabili. Venim, practic, un pachet de măsuri care să ajute românii să treacă peste această perioadă de volatilitate a prețurilor. În privința facturilor calculate greșit a intervenit și protecția consumatorului. 37 de companii au fost verificate de la începutul anului, iar aceste controale vor continua. Neregulile au fost deja descoperite. Doi mari operatori economici au emis facturi pe luna noiembrie fără a aplica plafonarea sau compensarea prețurilor, menționând faptul că au întârziat normele de aplicare a legii. În acest caz, s-a propus încetarea de practici comerciale incorecte. Măsurile concrete de sprijin pentru populație pentru a putea face față scumpirilor din energie rămân însă cu semnul întrebării până la un acord în coaliție. PSD și PNL continuă să aibă puncte de vedere divergente. Marcel Ciolacu cere TVA 0 pentru energie, gaze și alimente, în timp ce Florin Cîțu nu e de acord cu secătuirea bugetului. Eu mi-asum acest rol de băiat rău când vine vorba de bani publici. Chiar mi-l asum și poate supăr. Poate supăr și pe ministrul energiei și pe premier, nu mă interesează. E vorba de bani publici. Nu poți să dai bani gratuit tuturor. Și eu îmi voi asuma și în partid, și în coaliție, și în spațiu public acest rol de a mă asigura că banul public este cheltuit transparent, eficient. Vreau să văd în partea cealaltă un rezultat. Dacă nu dăm bani. Prioritatea noastră este acum, să luăm măsuri care să apere veniturile populației acum, în plină iarnă, nu la 1 aprilie sau eventual în 2024, pentru că atunci este an electoral, a scris președintele PSD, Marcel Ciolacu, pe Facebook. În tot acest schimb de replici intervine și președintele. Klaus Iohannis cere soluții concrete. Acest guvern trebuie să îndeplinească așteptările cetățenilor care doresc soluții concrete pentru a gestiona efectele produse de pandemie, de criza energetică. Toate măsurile anunțate ar trebui adoptate săptămâna viitoare. Iar ministrul energiei, l-ați văzut deja ceva mai devreme, spune că s-au emis milioane de facturi eronate către clienți. Guvernul vrea chiar să adopte săptămâna viitoare prin ordonanță noi sancțiuni în cazul furnizorilor de energie care emit în mod eronat facturi la energie și gaze, de asemenea, respectiv amendă pe cifra de afaceri. În plus, se va introduce și obligativitatea nedebranșării consumatorilor. Haideți să vedem care este și perspectiva furnizorilor. Despre aceste facturi eronate discutăm în continuare cu domnul Ion Lungu. E director executiv al Asociației Furnizorilor de Energie din România. Domnule Lungu, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru disponibilitate. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să ne uităm la această situație. E atât de mare anvergura momentului. Sunt milioane de facturi care au venit dinspre furnizori greșit tipărite, greșit transmise celor care plătesc în această perioadă? Eu aș vrea să vă precizez faptul că toți furnizorii doresc și sunt deciși să aplice legea fără a avea vreo intenție să eludeze sau să nu aplice regula, întocmai așa cum este prevăzută în legea 259. Din păcate, legea a fost emisă foarte aproape de data intrării în aplicare, respectiv a fost publicată în 29 octombrie în Monitor Oficial, urmând ca anumite aspecte să fie detaliate printr-un ordin comun al Ministerelor Energiei Electrice, Muncii și Finanțelor, astfel încât ea se poate fi aplicată în cel mai scurt timp. Acest ordin comun a apărut relativ târziu, pe 27 noiembrie, deci practic exact când urmau să înceapă facturile pentru luna noiembrie și nu toți furnizorii au reușit să își modifice softurile în așa fel încât să reușească să aplice integral pentru luna noiembrie. Mai mult, există într-adevăr o situație care a fost prezentată de altfel și de domnul ministru. Un furnizor mare nu a reușit să își pună la punct softuri pentru că el are și o situație mai deosebită. Emite cel puțin 100.000 de facturi zilnic. Deci în fiecare zi el emite 100.000 de facturi. Și un asemenea soft trebuie să fie destul de clar și destul de sigur. Plus, au mai existat unele neclarități în lege. Aș da doar un exemplu. Nu se precizează ce se aplică mai întâi, plafonarea sau compensarea. Și acest lucru conduce la rezultate total diferite. Deși noi am solicitat Asociația Furnizorilor să fie o precizare clară, nu am avut încă această precizare și nici acum nu există precizarea în ordine, așa încât ce pot să vă informez este că din totalul membrilor noștri din asociație, avem 35 de membri, au aplicat toți, cu poate cu mici excepții pentru luna noiembrie, acest mecanism, cu excepția acelui furnizor mare despre care v-am spus. Dar aș vrea să precizez că în facturile care se emit pentru luna decembrie se face regularizarea și pentru ceea ce, eu știu, nu a fost aplicat în luna noiembrie, astfel încât toți consumatorii care au drepturi, care sunt dreptății să beneficieze de schemele acestea de ajutor din partea statului, să le primească în cel mai rău caz în luna decembrie, în factura lunii decembrie. Vreau să vă spun că și acest mare furnizor a început deja să emită facturile în mod corect, deci lucrurile sunt din punctul de vedere rezolvate în acest moment. Dar activ a fost acea întârziere. Bun, deci domnul Lungu, ce ne spuneți este că da, au plecat facturi eronate dinspre furnizori, sau mă rog, neactualizate, nepuse la punct în perspectiva legii, exact, către consumatori, asta e unul la mână, și doi, spuneți că lucrurile s-ar putea rezolva în perioada următoare sau în luna următoare. Spuneți-ne dacă consumatorii trebuie să-și facă în vreun fel griji. Riscă să primească penalități, riscă să fie debranșați în vreun fel, îi sfătuiți să-și plătească aceste facturi dacă au venit eronat, ce trebuie să facă? Aici este principala problemă, că ce se întâmplă cu aceste facturi care au venit fără a avea luat în vedere compensarea sau eventual plafonarea. Sigur că, în primul rând, consumatorii trebuie să vadă și să analizeze dacă erau îndreptățiți să primească aceste compensații și sfatul meu ar fi ca primul lucru pe care ar trebui să-l facă să dea un telefon la furnizor și să se convingă că acest lucru a fost deja în calcul sau urmează să fie luat în calcul în luna decembrie, pentru că realmente nu există nicio intenție cumva de a fi omiși, dar e bine ca să informeze și în orice caz plata facturilor nu trebuie amânată acum pentru motive, să spunem, nejustificate. Sfatul ministrului Energiei, domnul Lungu, a fost așa: nu plătiți facturile care vi se par că nu se încadrează în noua lege. Nu, eu am văzut și declarația dânsului, n-a fost chiar categorică nu plătiți, a spus că dânsul nu ar plăti, dar și dânsul a precizat că mai întâi s-ar asigura că furnizorul nu îi emite imediat o altă factură. De altfel vreau să vă spun că actualele reglementări, ordine emise de ANR, prevăd că în cazul unor facturi emise greșit, care s-au constatat că a fost încasat, să spunem, sau nu a fost aplicată o schemă în cazul acesta cu mai mult de 100 de lei, urmează să fie imediat corectate și în cazul în care s-a încasat mai mult, în termen de 5 zile, trebuie ca suma să fie returnată sau să fie pusă în contul facturii din luna următoare. Deci lucrurile cumva sunt rezolvate, însă a existat această întârziere, așa cum v-am spus, datorată în principal unui furnizor mare. Așa cum preciza și domnul președinte al ANPC-ului, s-au făcut deja controle la 37 de furnizori, numai 2 au fost găsiți, dintre care unul este care spuneam care și așa cât eu nu aș spune că totul este rău și nu știu ce. S-a întâmplat un furnizor mare. Bun, mai spuneți-ne ceva, domnule Lungu. Ne puteți, haideți să nu fie neapărat garantat, dar ne puteți asigura că în acest moment un consumator, dacă sună la furnizorul său și primește un răspuns? Da, eu îi sfătuiesc să facă. Eu am avut o asemenea problemă, nu legată de legea 259, dar cu puțin timp înainte am sunat la call center și Din fericire, mi s-a rezolvat într-o zi problema pe care am avut-o, tot cu o factură care a fost emisă în mod eronat. A fost o abordare bună, greșită? Cum ați caracteriza această abordare a plafonării și subvenției, domnule Lungu? V-ar fi ajutat, de exemplu, această idee a TVA zero pentru energie, mai mult decât situația în care ne aflăm acum, sau 5%, poate o scădere? Sigur că problema aceasta a TVA-ului a fost discutată și la momentul introducerii a reducerii TVA-ului, a fost discutată și la momentul adoptării acestor reguli privind plafonarea sau și compensarea. Decizia politică și a celor care au cunoștințe și văd problema în integralitatea economiei a fost că e preferabil să se aplice această schimbă. Orice schimbă, noi trebuie să o aplicăm dacă este decisă legislativ, vom aplica. Singura dorință pe care o avem este ca lucrurile să fie suficient de clare și să se lase un timp astfel încât să se poată face toate modificările. Nu cred că este de datoria noastră neapărat să discutăm ce trebuie să aplicăm. Cu siguranță noi vom aplica ceea ce decide legea. A mai apărut o discuție, vine dintr-o parte a guvernului, o supraimpozitare a profitului excepțional, l-au numit ei, realizat de furnizorii de gaze și energie electrică în 2021. Cum vi se pare această posibilă nouă taxă, nou impozit? Nu știu în 2021, chiar nu știu de profituri excepționale realizate de furnizori. Într-adevăr, s-au realizat profituri importante de către producători datorită creșterii prețurilor la energia electrică. Este o decizie, sigur, a guvernului de văzut, dar din câte știu, furnizorii au avut probleme. În România sunt mai mulți furnizori care și-au redus activitatea sau chiar au cerut retragerea licențelor pentru că nu mai puteau să facă față acestor probleme și riscuri majore și nu numai în România, chiar în plan internațional. Spre exemplu, în Anglia sunt 26 de furnizori care sunt în imposibilitatea de a continua activitatea timp de insolvență sau faliment, dintre care unul are peste 1.700.000 de consumatori. Deci problemele pentru furnizori au fost dimpotrivă de pierderi și nu de profituri excepționale. Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Ion Lungu este directorul executiv